Astăzi, de la primele ore ale dimineții, sindicaliștii Sanitas au ieșit în stradă și au protestat împotriva guvernului, împotriva ordonanței de urgență care prevede înghețarea salariilor din sănătate. La acțiunea de protest, care a fost una spontană, au participat aproximativ 50 de persoane. Protestatarii au afișat pancarde cu mesaje precum "Noi luptăm cu pandemia, voi ne întindeți sărăcia" sau "Când ajung la guvernare, mint toți cu nerușinare". Am ieșit să protestăm pentru ordonanța de urgență pe care guvernul Ciucă și-a propus astăzi să o adopte, privind înghețarea salariilor și a sporurilor, plafonarea veniturilor salariale în sistemul public. Creșterile salariale în sistemul sanitar sunt doar pentru o parte din personal, iar sumele pe care aceștia le vor primi sunt foarte mici și departe de veniturile cuvenite conform legii. În acest sens, sindicaliștii amenință inclusiv cu greva generală, deoarece eforturile cadrelor medicale care luptă împotriva pandemiei nu sunt răsplătite cum ar trebui. Astăzi se acordă o majorare în această ordonanță de urgență de 1/4 din ceea ce li se cuvine salariaților ca majorare, adică undeva 60-70 de lei pentru infirmieră, îngrijitoare, la nivelul indecent de mic al salariilor pe care ele le au astăzi. S-ar putea să avem în această iarnă o grevă generală care se paralizeze sistemul de sănătate, chiar dacă știm că se apropie valul 5 al pandemiei. Alte nemulțumiri ale sindicaliștilor se referă la faptul că angajații TESA nu sunt recunoscuți ca salariați ai spitalelor, ci al administrației publice, iar acest lucru trebuia de mult să fie rectificat. În perioada următoare, Consiliul Național al Federației Sanitas se va reuni pentru a decide calendarul protestelor din această iarnă.